Sunt vești bune pentru o anumită categorie de pensionari. De la începutul lunii octombrie, pensiile militarilor care nu depășesc 3.000 de lei scapă de impozitare. La solicitarea președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, se va majora plafonul lunar neimpozabil pentru pensiile militare de stat de la 2.000 de lei la 3.000 de lei. Astfel, ca urmare a acestei solicitări, Ministrul Liberal de Finanțe, Marcel Boloș, a publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe propunerea de ordonanță de urgență care instituie această măsură, care se va aplica începând cu veniturile din octombrie 2024. Astfel, toți pensionarii militari care au pensii sub 3.000 de lei vor rămâne cu mult mai mulți bani în plus în fiecare lună și aceasta e, până la urmă, o măsură de normalitate față de cei care au servit atâția ani patria în momente grele pentru noi. Aici vorbim de aproximativ 200.000 de pensionari militari care vor beneficia de această măsură. Prin acest demers, sunt sprijinite cadrele militare care au servit cu devotament țara, asigurându-le un trai mai decent și mai sigur.